Alte 4 persoane au decedat în ultima săptămână din cauza infecției cu virusul West Nile. Numărul victimelor a ajuns la 21, toate de la începutul lunii august până acum. 196 de persoane au fost infectate, dar specialiștii sunt încrezători că în următoarea perioadă numărul cazurilor vor scădea semnificativ din cauza temperaturilor în scădere. Ministerul Sănătății a recomandat populației mai multe măsuri de protecție, evitarea expunerii la țânțari, îmbrăcăminte cu mânești lungi și pantaloni lungi, evitarea zonelor cu multă vegetație și umiditate ridicată. Vectorii implicați în transmiterea virusului West Nile în țara noastră îi reprezintă mai multe specii de țânțari răspândiți atât în mediul urban cât și în cel rural. Ministerul Sănătății reamintește autorităților administrației publice locale să intensifice măsurile de dezinsecție în localități pentru a preveni răspândirea infecției cu virusul West Nile. Se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Sănătății. Datele arată că toate cele 21 de decese au survenit la pacienți care sufereau și de alte afecțiuni cronice. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, unde 7 persoane și-au pierdut viața, urmat de județul Iași cu 4 cazuri și Olt și Constanța cu câte 2 decese fiecare. Județele Galați, Covasna, Dâmbovița, Dol, Suceava și Telorman au înregistrat fiecare câte un deces. Bucureștiul este pe primul loc și la cel mai mare număr de pacienți infectați cu virusul West Nile, unde 30 de persoane s-au îmbolnăvit până acum. Urmează județul Dol cu 29 de cazuri de infecții până în prezent.